Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal, parcă mai ieri, era vineri, parcă mai ieri, ne luam la revedere și vă uram să aveți un weekend minunat, sper că ați avut parte de liniște și că v-ați reîncărcat bateriile. Mă bucur că iată, reîncepem o nouă săptămână aici la matinal și vreau să vă spun că astăzi este Ziua Mondială a Stilului de Viață Vegan și cu asta ne dorim să debutăm în această dimineață. Vorbim despre stilul de viață vegan și avem alături de noi în această dimineață un specialist, pe doamna doctor Adina Trandafir, consilier nutrițional și genetician. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, Georgia! Mulțumesc pentru invitație! Această zi este cu dedicație pentru cei care au adoptat stilul de viață vegan din ce în ce mai popular în zilele noastre, dar cum se prezintă el? Care ar fi lucrurile care îl diferențiază de alte stiluri alimentare? Mă bucur că ai menționat stil de viață vegan, pentru că nu este vorba doar despre o dietă vegană. Eu am convingerea că toate persoanele care decid să urmeze acest tip de dietă, decid de asemenea să urmeze și un stil de viață vegan. Numărul veganilor pe glob a crescut foarte mult în ultimul deceniu. Aici mă refer în special la Europa și America de Nord. Este încet mai numeros în rândul femeilor, nu este surprinzător. Dar cu toate acestea se situează sub 5% din populație, predominant în generațiile tinere. Cum decizia de a urma un stil de viață de vegan și o alimentație vegană variază. Motivele pentru care urmează acest stil de viață este diferit de la o persoană la alta. Multe persoane din motive etice, altele pentru protecția mediului, alte persoane pur și simplu este opțiune, da? Preferințele lor alimentare se îndreaptă spre legume și fructe, nu spre alimente de origine animală, dar există și categoria care se îndreaptă spre un stil de viață și o alimentație vegană pentru că consideră, și mare parte așa este, că este un stil de viață și o dietă foarte sănătoasă. În mod cert au apărut și studii medicale făcute pe persoane care urmează o alimentație vegană și un stil de viață vegan și încep să apară și rezultatele acestor studii. Știți că studiile trebuie să se facă pe o anumită cohortă, pe un număr minim de persoane pentru a avea relevanță, pe o perioadă mai îndelungată de timp, fiind vorba despre dietă. De fapt, asta este și problema cu nutriția. Rezultatele pot fi date numai după 5-10 ani ca să fie relevante. Și, într-adevăr, nenumărate studii actuale arată că o alimentație vegană poate să fie o modalitate foarte bună de prevenție pentru numeroase patologii. Și aici m-aș referi la unele tipuri de cancer, boli cardiovasculare, diabet zaharat de tip 2 și mai ales insulinorezistență, toate acestea asociate cu un indice de masă corporală scăzut. Nu este cert deocamdată dacă faptul în sine că există un indice de masă scăzut la aceste persoane care urmează o dietă vegană conduce și la prevenția pentru aceste boli sau pur și simplu este un efect direct al alimentației vegane. Din punct de vedere hormonal, având în vedere că alimentele de origine animală lipsesc, se echilibrează altfel lucrurile în corp? Da, este o fascinație așa pentru această echilibrare hormonală. Nu aș putea să spun că există în mod cert o echilibrare hormonală. Există rezultate pro și contra. Sigur că o echilibrare a indicelui de masă corporal și a întregului, a fiziologia întregului organism poate să ducă și la o echilibrare hormonală. Pe de altă parte, excesele alimentare în dieta veganilor, mă refer la cele în concentrație, alimente cu concentrație mare de soia sau cantitate mare de soia, vine în organism cu un aport de fitoestrogeni ridicat, care poate să perturbe organismul atât în cazul femeilor cât și al bărbaților. Deci, sugestia mea este să avem echilibru în ceea ce avem în alimentația noastră de fiecare zi. Dacă subiectul de astăzi reprezintă o inspirație pentru cei care ne urmăresc și doresc să facă o tranziție către acest stil de viață, cum ar putea să facă tranziția într-un mod sănătos, fără să-i creeze corpului un șoc? Cred că ar trebui să ne cunoaștem foarte bine corpul, atât din punct de vedere genetic, cât și din punct de vedere fiziologic, să ținem cont neapărat de perioada vieții în care ne aflăm.
În mod cert, există studii care ne arată că trebuie o mare precauție în cazul copiilor, în cazul femeilor tinere care se pregătesc pentru o sarcină, pentru femeile în sarcină, pentru femeile care alăptează și pentru persoanele în vârstă. Deci aici aș atrage atenția că trebuie neapărat să avem foarte multe precauții, să consultăm specialiști, mai ales să ne facem și niște teste genetice. Știu că sunt cumva departe de societatea noastră testele genetice, dar să știți că ele în materie de prevenție și de o viață sănătoasă pe un termen lung, deci de longevitate, pot să aibă un efect extraordinar cunoașterea materialului nostru genetic. Deci da, aș merge mai întâi pe realizarea unor teste genetice, apoi pe analize foarte comprehensive de toate tipurile biochimice, metabolice, pe consultarea unui specialist și, într-un final, da, dacă optăm pentru asta, pe alcătuirea unei diete foarte, foarte echilibrate. Pentru că, într-adevăr, putem să avem o dietă echilibrată vegană, după cum putem foarte bine să ne dezechilibrăm organismul datorită absenței unor micronutrienți. Știu că în ceea ce privește dieta vegană se discută foarte mult despre proteine, dar nu sunt singurele care trebuie luate în considerare când avem o dietă vegană. Micronutrienții și deficitele sau excesul de vitamine, de minerale pot să perturbe la fel de mult, indiferent de ce fel de dietă vorbim, organismul nostru. Aș pune puțin acest stil de viață și în contextul postului Crăciunului care urmează să înceapă, pentru că românii cel puțin de două ori pe an devin vegani și aici eu îi observ pe ai mei, pentru că trecerea la ei este foarte bruscă, se lasă secul, opresc toate alimentele de origine animală și apoi la masa de Crăciun, efectiv, toată lumea se îmbuibă. Sunt două treceri destul de flagrante pentru organismul uman. Aici cum ar trebui să gestioneze situația dacă această întrerupere a consumului de produse de origine animală este dictată de religie, iată, și de contextul care se apropie? Da, aici aș recomanda o alimentație foarte variată, da? Să nu înțelegem post și alimentație vegană prin consum excesiv de cartofi sau cartofi prăjiți, da? Sau tot felul de preparate de patiserie, chiar dacă sunt fără ou și unt, dar ele sunt cu margarină și cu multă făină și grăsime, da? De origine vegetală. Deci depinde ce consumăm. Recomandarea mea este că aceste mese de post pot fi făcute foarte echilibrat. Important este să variem cât mai mult proteina de natură vegetală, să nu ne bazăm numai pe leguminoase și aici aș vorbi numai de fasole boabe. Există foarte multe tipuri de leguminoase pe care le găsim acum absolut peste tot. Să preparăm și sub formă de supe, ciorbe aceste leguminoase, să facă parte din dieta noastră hrișca, quinoa, chia, da, sunt niște alimente care conțin proteine de natură vegetală, deci asta este ideea din ceea ce privește proteinele, să avem o varietate foarte mare, să avem o varietate mare de legume, nu doar murături în această perioadă, da, și legume crude, fie că sunt congelate și le preparăm, fie că sunt proaspete, este foarte important, ele ne aduc minerale, ne aduc vitamine, să nu facem exces de fructe, da? Să avem fructe la fiecare masă, sunt într-adevăr o sursă foarte bună de vitamine, de minerale, dar sunt și un aport excesiv dacă sunt într-o cantitate foarte mare de fructoză. Deci trebuie să avem, să ne hidratăm foarte bine, să nu facem exces de alcool, de exemplu, și atunci putem să ieșim din acest post foarte echilibrat și putem chiar să facem o trecere bruscă la dietă vegană în perioada postului și apoi la o dietă de origine animală. Trecerea înspre alimentație de origine animală poate fi făcută de asemenea brusc, dar cu mare precauție, da? În felul în care preparăm alimentele, da? Câte feluri de mâncare mâncăm la o masă, nu mergem direct în masa de ajun de Crăciun sau de Crăciun în care începem să consumăm și maioneză și sarmale și cârnați. Da? Deci este extrem de important echilibru. De fapt, despre asta este vorba. Și să începem să ne cunoaștem organismul, felul în care reacționează și felul în care își poate permite niște excese sau nu. Cred că schimbarea vine câteodată destul de greu. Mă uit la ei mei, au eliminat până la urmă margarina după ani de zile de consum de margarină în timpul postului. Au apărut la noi în casă semințele de chia, ceea ce e o mare realizare.
Dar pentru cei care doresc să facă o tranziție mai ușoară de la, nu știu, stil de viață obișnuit la stilul de viață vegetarian și apoi la vegan. Diferența dintre vegan și vegetarian pentru cei care ne urmăresc și care poate nu înțeleg foarte bine care este. Este esențială. Stilul de viață vegetarian și dieta vegetariană este, din punct de vedere a aportului alimentar, mult mai echilibrată și mai ușor de gestionat de către fiecare persoană în parte și poate că și a apela la un specialist nu este neapărat nevoie. De ce? Pentru că în această dietă vegetariană noi avem parte și de proteine de natură animală, cum este oul, cum sunt lactatele, da? Ceea ce este deja o sursă aproape perfectă de proteină, de grăsimi de care are organismul nevoie. Deci deficitele care se pot instala în organism în urma unei diete vegetariene sunt aproape minore. Pentru cei care doresc după aceea să treacă la dieta vegană, sfaturile mele sunt aceleași, da? Să-și analizeze organismul, să știe exact de ce au nevoie, pentru că vedeți dumneavoastră și în dieta vegană apar și aceste deficite de minerale și de vitamine. Ele sunt foarte importante și atunci trebuie să știm de fapt organismul nostru de ce cantități are nevoie, pentru că fiecare în funcție de informația noastră genetică are alte necesare. Care sunt alimentele pe care cei care adoptă stilul de viață vegan ar trebui să le includă în dieta lor? Poate alimente mai puțin cunoscute de români, care nu ne sunt la îndemână pentru că nu sunt tradiționale neapărat. Da, aici aș menționa, cred că hrișcă, quinoa, chia, acestea ar fi cele care nu au făcut parte până acum din dieta noastră. Ar trebui să facă parte și din dieta celor vegetarieni în mod constant și cea celor ovo-lacto, pesco și a celor care consumă proteine de origine animală, pentru că ele au foarte multe beneficii, aduc foarte multe beneficii aceste alimente. Da, pe asta aș merge. Evident, pe aport de soia, aici aș avea niște recomandări, aș merge cel mai mult pe boabe de soia pe care le putem adăuga în salate, pe care le putem consuma ca atare, cât mai puțin preparat industrial. Da? Asta ar fi foarte important. Evident, tofu, care de asemenea este un aliment corect, dacă știm să citim și eticheta, și iată că avem și aportul de soia în această formă. Am observat de asemenea că în post apar tot felul de alimente care seamănă, dar nu răsar. Lapte de nu știu de care, cașcaval de nu știu de care, toate de post, toate fără produse de origine animală. Sunt ele produse corecte sau ar trebui să eliminăm cașcavalul de post, cremvuștii de post și așa mai departe? Da, mărturisesc că amestecul în aceste alimente este extrem de variat de la un brand la altul. Ele în general sunt pe bază de soia și teoretic pe bază de legume, însă evident conțin, fiind semi-preparate, conțin și foarte multe alte substanțe adăugate, deci trebuie să fim cât mai rezervați. În ceea ce privește laptele vegetal, nu este o problemă cu laptele vegetal, la fel dacă citim eticheta, în general compoziția este curată de lapte vegetal, fie că este de migdale, fie că este de cocos, fie că este de ovăz. Aici, din nou, fără excese și să știm exact în ce fel tolerează organismul nostru, pentru că nu numai laptele de vacă poate să fie greu tolerat sau netolerat datorită absenței lactazei, ci și laptele vegetal poate să aibă diverse efecte. Adică am clienți care nu pot să tolereze, de exemplu, laptele de ovăz, deși pot să tolereze fulgii de ovăz. Da? Deci trebuie neapărat să fim extrem de precauți. Mai întâi să încercăm. În general, când introducem un aliment nou în alimentația noastră, trebuie să-l testăm dându-i 3-4 zile să vedem cum reacționează organismul. Pentru că toate aceste intoleranțe despre care se discută și care sunt reale, într-adevăr, și care, repet, nu sunt, de fapt, alergii alimentare, ci sunt intoleranțe, efectul lor poate să apară în organism 2-3 zile. Deci trebuie să așteptăm să vedem dacă avem vreo reacție. Am mai auzit de o controversă în legătură cu laptele vegetal. El se poate sau nu prepara termic? Putem să încălzim laptele vegetal? Se poate prepara termic, evident nu adus la punctul de fierbere, dar poate fi preparat termic.
Cred că am elucidat foarte multe mistere în această dimineață și am pus cumva lucrurile în ordine pentru cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc tare mult că... Mulțumesc și eu. Sunt informații de care avem nevoie, mai ales în această perioadă în care se discută foarte mult și despre risipă alimentară, despre criza alimentară, așa că e foarte bine să rămânem informați de la prima ora dimineții. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! În cazul în care... credeți că ne-am oprit aici, să știți că nu e chiar așa. Următoarea noastră propunere este rețeta noastră vedetă, clătite cu banane, făcute de Ornela Pasăre, și aici puteți să deveniți creativi și să înlocuiți anumite ingrediente în cazul în care vă pregătiți pentru post. Bun găsit! Ce faci când îți este poftă de dulce? Vă spun eu, apelez la prieteni. Eu sunt acasă la Ornela Pasăre. Ea îmi va pregăti ceva dulce. Haideți împreună să vedem ce! Bună! Bună, draga mea, bine ai venit! Mulțumesc! O, ce îmi pregătește astăzi? Arată bine! Un moment dulce! Exact ce îmi place mie. Păi o să facem clătite. Ce ingrediente avem nevoie? Avem nevoie de ouă, dar eu o să pun 2 ouă, de esență, lapte sau apă minerală. Eu am optat de data aceasta pentru lapte. Da. Făină. Da. Și cam atât. Ulei, bineînțeles. Și banana. La final, clătitele noastre sunt gata. Nu mai bine de mâncat. Aoleu, ce bine gust. Ornela, nota 10.
Oh, mulțumesc! Ia să vedem, să frige, vedem. Frige, 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 frige. Da. Arată bine. Miroase foarte este bine, da. Dragilor, ce să zic? Păi tu rămâi cu petita, eu am fugit cu petitele. Și eu care credeam că sunt foarte avantajată astăzi. Nu, pe dulciuri ne batem, adică. A, da. Da. Prietenie, prietenie. Prietenie, dar la dulce, până la dulciuri. Dar la dulce facem părțeala bine. Ce e mai mult la tine și ce mai bine. Puțin la tine. Bine, atunci, nu-i nicio problemă. Eu mai vin, promit că mai vin. Îți mulțumesc. Mă aștept oricând, cu tot dragul. Îți mulțumesc foarte mult, talentată, frumoasă. De vreme acasă, da. Așa. Să menționăm să se știe, da, deci așa. De vreme acasă. Da. Muncitoare. Da, și asta este adevărat. Mai ai calități? Mai ai că eu aici? Super. Sunt mulțumesc mult. Tare încântată. Mulțumesc încă o dată că m-ai primit la tine. Abia aștept să degust. Și eu. Te cred, vin. Și eu. Mă da? Aștept. Dragii mei, eu vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Haide, haide că am treabă! Cât s-au distrat aceste două fete, cred că am greșit un pic în această dimineață. Trebuia să fiu acolo să mănânc clătite. Clătite care cred că încep să devină un preparat tradițional românesc. Și vorbind despre tradiție, merg cu gândul către Leo Messi, care a spus că și-ar dori să revină la Barcelona, chiar dacă nu neapărat pe teren. Spune că așteaptă această oportunitate la un moment dat și aș vrea de asemenea să-i felicit pe băieții de la FCSB care și-au revenit spectaculos și au câștigat în meciul cu FC Argeș. Și de asemenea, cred că e foarte important să recunoaștem meritele celor care au trecut prin COVID-19. Am înțeles că Edi Iordănescu nu a vrut neapărat să dea un nume, dar a existat un jucător care din cauza bolii a căzut efectiv din picioare, așa că felicitări băieți pentru revenire. Aș vrea de asemenea să aflu mai multe vești din lumea sportivă, motiv pentru care le spun bună dimineața colegilor noștri de la Sport Total FM, lui Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Eu îi felicit în primul rând că sunt sănătoși. Că nu e niciun merit și nicio virtute să treci prin COVID, că nimeni nu vrea să treacă prin astfel de stări. Important este să te și păzești. Căci la FCSB asta a fost o problemă. Au picat toți după ce au picat și anul trecut. În rest, un meci de fotbal. Primul meci câștigat de FCSB după multă vreme fără ajutorul arbitrilor, ceea ce e de remarcat, și a ajuns la 7 victorii consecutive FCSB în momentul ăsta. Nu joacă grozav, e Gigi nemulțumit, dar punctele s-adun. Asta este tot ce contează. Da. S-a mai invocat și terenul, și arbitrajul, și multe alte lucruri. Așa se întâmplă la fotbal când pierzi un meci. Întotdeauna alții sunt de vină și nu antrenorul sau jucătorii. Așa s-a întâmplat și la FCSB. Dar revenind la discuția cu COVID-ul, până la urmă, de ce doar la FCSB s-a întâmplat lucrul ăsta? Da. Noi am mai discutat aici în cadrul emisiunii că este o problemă la nivelul clubului. Despre cum se tratează anumite reguli sanitare, că altfel n-ar fi ajuns. Sunt cazuri, am dat noi și exemplu Spania la campionatul european, în care a avut 2 jucători, da? De la jucătorii aia 2 nu s-a creat un focar de coronavirus. Echipa a mers mai departe, cei 2 au fost izolați, au revenit la echipă și au și jucat, da? E cazul lui Busquets, da? Și totul a fost în regulă. La noi, dacă apar 2 cazuri, sau cel puțin la FCSB, e focar de coronavirus. Cineva încerca să găsească o, nu știu dacă explicație sau o scuză celor de la FCSB, dar spunea așa, dom'le, acolo sistemul e că la în Berceni, acolo, baza din Berceni, sunt cu toții și cu academie și așa mai departe. Și de aici, că de la academie a venit și s-au îmbolnăvit după aia și cei de la echipa mare. Cu atât mai mult, dacă e atât de multă lume acolo, trebuie să adopți niște măsuri niște reguli sanitare în privința COVID-ului mult mai drastice. Că de unde e lume mai multă, trebuie să fii și mai atent. Adică asta nu este o scuză. Dom'le, că am luat COVID-ul de la copiii de la academie sau de la puștii de acolo. Păi înseamnă că n-aveți niște reguli stricte acolo și asta este. Da, înainte erau niște reguli impuse de ligă, da? Vis-a-vis de cantonament. La un moment dat s-a discutat în vara trecută să nu mai meargă acasă, să rămână. E, uite că am depășit perioada aia, dar nu trebuie să vină Liga și Federația să spună acum ce să faci. Ai niște reguli pe care trebuie să le respecti. Și din punctul ăsta de vedere, FCSB a greșit.
Bun, asta e, trecem peste, peste momentul ăsta. Nu e bine însă să se victimizeze nimeni, ci să fie mai responsabil, exact. Că despre asta e vorba. Nici nu arătăm cu degetul, dar nici nu putem să spunem, vai, săracii prin ce au trecut. Au trecut pentru că nu au fost atenți în primul rând. Și da, mai departe... Nu avem un fotbal atât de bun sau atât de spectaculos, însă cu siguranță golul lui Duso de la FC, de la Faru Constanța, este unul dintre cele mai frumoase din Europa în acest weekend. Au mai fost goluri, că noi ne uităm și la campionatele puternice, dar din punctul ăsta de vedere am rivalizat și noi cu campionatele importante din Europa. Hagi râdea imediat în secundele care au urmat golului, zâmbea și probabil că și-a adus aminte de golurile fantastice pe care le-a marcat el, pentru că el tragea foarte mult de la distanță. Sigur că l-ajuta și piciorul, da? Calitățile lui fantastice. Dar el tragea foarte mult de la distanță și de aceea a putut să înscrie și multe goluri spectaculoase. E, când l-a văzut pe Dusor, probabil că și-a adus aminte măcar de un gol din carieră pe care l-a reușit. Mai ales, cred că cele mai spectaculoase le-a marcat, dacă nu mă înșel, la Galatasaray. Acolo cred că a avut cele mai frumoase goluri din carieră. Ne-a supărat handbalul, chiar dacă am avut o bucurie joi cu Dinamo, acum CSM, 29-27 cu 2 minute înainte de final, apoi am pierdut 29-30. Sigur, sunt șanse de calificare, dar ceea ce se întâmplă la CSM București nu este în regulă. Putem discuta și despre antrenorul Adi Vasile, dar și despre prestația unor jucătoare. Da, o veste care nu ne-a mulțumit, evident, a venit și de la Cluj, acolo unde Simona Halep a pierdut finala cu Anet Contaveit. Avea șansa a doua Simona, pentru că sportiva baltică e una în formă, câștigase cu câteva zile mai devreme și turneul din Rusia. Însă ne uităm pe statistici și vedem că Simona de ceva vreme, atât cât a jucat, sigur, n-a reușit să mai bată o jucătoare de top. S-a descurcat cu celelalte, dar când i-a apărut în față o Zvitolina, o Sakari, acum Contaveit, n-a reușit să câștige nici măcar un set. Și chestia asta, sigur că ne face să ne punem niște întrebări. Simona se apără și spune că trebuie să joace tot mai multe meciuri. Important este să și câștigi meciuri, că dacă nu le câștigi, n-a pus să joci mai multe. Înțeleg că va participa la încă un turneu în acest an, la Linz. Poate va avea mai mult succes acolo. Ce înseamnă mai mult succes? Înseamnă să câștigi turneul. Dar deocamdată Simona este în afara top 20. Începe săptămâna pe locul 22. Cea mai amuzantă știre și în același timp cea mai tristă e faptul că sâmbăta viitoare România va întâlni la un meci pe teren propriu, într-un meci test național a Uruguayului. Dar nu se va juca la București pe Arcul de Triumf, ci tocmai la Verona. Asta pentru că sudamericanii n-au dorit să vină în România, care se confruntă cu o pandemie serioasă în această perioadă. Așa că până și meciurile de acasă, fără spectatori acum, le vom juca în altă țară. E adevărat că Uruguay e o țară mititică, da? Știm cât are, 4 milioane de locuitori, ceva de genul ăsta, care oferă o națională de fotbal extraordinară. Dar mai oferă ceva, oferă peste 80% vaccinați. Cum în Chile, vecinilor sunt 90% vaccinați. România, acum nu știu unde e, dar mai devreme, cu vreo 2-3 săptămâni, era pe la 30%. Și asta se leagă, Gabi, cu știrea legată de meciul de Cupa Davis România-Peru, care la fel trebuia să se joace în România, dar care nu se va mai juca, tot din același motiv. Peruvienii nu vor să vină în România. Nu vor să vină. Poate... mai așteaptă o săptămână, două, să mai scadă incidența și poate să răzgândesc. Poate să mai gândesc și românii în general așa, care nu sunt neapărat iubitori de sport. De ce unii ne evită? Că suntem cum suntem. De ce suntem cum suntem? Că nu ne vaccinăm? Poate că da. E o temă de gândire. Bine. Toate bune, George. Toate bune. Mulțumim, băieți, pentru toate informațiile. Ne revedem cu voi mâine dimineață, iar mai departe vă propun să facem o călătorie în lumea astrelor pentru a vedea ce ne rezervă ele astăzi. Urmează horoscopul zilei. Berbec. Ziua de luni va fi una destul de aglomerată pentru tine, cu numeroase sarcini de care trebuie să te ocupi într-un timp foarte scurt. În cazul în care nu te descurci, îndrăznește să ceri ajutorul colegilor de echipă. Împreună puteți veni cu soluții eficiente la problemele cu care te confrunți. Taur. Astrele îți recomandă ca astăzi, când te ocupi de sarcinile profesionale, să încerci să fii mai atent la detalii. Nu te grăbi cu munca, deoarece poți rata anumite aspecte care pot face diferența nu doar în rezolvarea task-urilor, ci și în modul în care îți prezinți munca în fața superiorilor și a partenerilor de afaceri.
Gemeni, în graba de a face cât mai multe lucruri deodată, este posibil să se strecoare un mic detaliu pe care nu-l observi. Doar seriozitatea și o abordare cât mai serioasă a acestei situații te poate ajuta să eviți această eroare. Seara va fi una destul de frumoasă, deoarece va fi petrecută în compania oamenilor dragi. Rac, astăzi este posibil să simți nevoia să te întorci în trecut și să retrăiești amintiri frumoase. Îndrăznești să iei legătura cu o persoană care a însemnat foarte mult pentru tine într-un moment destul de important al vieții tale. Mare atenție la alegerile pe care le faci, deoarece este posibil ca mai târziu să le regreți. Leu, oamenii nu prezintă încă un interes în subiectele și proiectele care par inovatoare pentru tine, însă nu trebuie să te dai bătut. Ai răbdare și continuă să mergi mai departe, deoarece în scurt timp totul se va schimba radical în favoarea ta. Se anunță vești frumoase pe plan profesional. Fecioară, prima parte a zilei va fi una destul de liniștită pentru tine. Este un moment bun pentru a socializa cu persoanele din jurul tău și de a participa la întâlniri cu partenerii de afaceri. Este recomandat să te ocupi de problemele profesionale în prima parte a zilei, după orele prânzului va fi destul de stresant. Balanță. Este posibil ca în următoarea perioadă să ai parte de numeroase dificultăți. Din cauza stresului și a presiunii celor din jurul tău, poți acționa într-un mod destul de atipic pentru tine. Devii mult mai sentimental și mai sensibil, având nevoie de ajutorul celor din jurul tău pentru a lua decizii importante. Scorpion, astăzi ești foarte sentimental. Gândirea rațională trece pe plan secund, făcând loc sentimentelor și emoțiilor. Este posibil ca în această perioadă să iei decizii foarte bune cu privire la planul tău profesional. Ești împins de dorința de a-ți urma visurile și de a face o afacere din hobby-urile tale. Săgetător. Atmosfera de astăzi este deosebit de favorabilă pentru femeile săgetător. Conjunctura astrală le permite să-și prezinte farmecul și alte calități feminine mai mult ca oricând. Este un moment foarte bun pentru a întâlni posibil partener de cuplu sau pentru a rezolva conflictele din relațiile actuale. Capricorn, ziua de astăzi este făcută pentru a cunoaște oameni noi, nu doar pe plan profesional, ci și în ceea ce privește viața personală. Succesul este posibil doar ca rezultat al cooperării dintre tine și alte persoane. Ai încredere în tine și îndrăznește mai mult. Vărsător, astăzi îți concentrezi întreaga atenție asupra unei probleme destul de dificile pe plan profesional. Trebuie să-ți ajuți un partener de afaceri și prieten foarte bun care se află într-o situație neplăcută cu un proiect important. Ai răbdare și fii foarte atent la detalii. Pești. Prima parte a zilei este un moment foarte bun pentru a te ocupa de planul profesional. În cazul în care vrei să ai succes, astrele se recomandă să încerci să ieși din zona de confort și să întâlnești și alți oameni care sunt pe aceeași lungime de undă. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro, iar mai departe vă invit să coborâm puțin cu picioarele pe pământ și să aflăm câteva vești din lumea reală, pentru că urmează o serie de știri pe care vă invit să le urmăriți chiar acum. Se anunță o ultimă lună de toamnă caldă, cu temperaturi peste normalul perioadei. Meteorologii au făcut o estimare a vremii pentru întreaga lună noiembrie. În prima săptămână a lunii noiembrie, temperatura media aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele estice și sud-estice. În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a țării în această săptămână, dar mai ales în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Cel mai cald va fi în partea de est a țării. Totodată, în vestul țării se anunță ploi mai abundente comparativ cu restul țării la început de noiembrie. Pentru săptămâna 15-22 noiembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru acest interval în toate regiunile. Meteorologii anunță că și în ultima săptămână de toamnă, temperaturile vor fi tot mai ridicate decât cele specifice perioadei. În urmă cu 146 de ani, pe 29 octombrie, se năștea Regina Maria. Consiliul Județean Ilfov a celebrat personalitatea majestății sale printr-o expoziție intitulată Inima Reginei. Aceasta se desfășoară într-unul din locurile preferate ale reginei, și anume Palatul Mogoșoaia. Un loc de poveste pentru o personalitate deosebită. Expoziția Inima Reginei de la Palatul Mogoșoaia reunește lucrările pictorului Bogdan Mihai Radu și creațiile vestimentare realizate de artistul vizual Mimi Chipăilă. Lucrările întruchipează cu desăvârșire stilul majestății sale. Expoziția dedicată Reginei Maria se va desfășura online până pe 29 ianuarie 2022, însă persoanele care dețin un certificat verde pot veni fizic să se bucure de lucrările inspirate din estetica reginei.
O vor vedea pe Regina Maria în aceste lucrări, așa cum era ea, iubitoare de frumos, de flori, de cărți, de pictură. Picturile acestea o reprezintă și am încercat să-i surprindem personalitatea, pictorul, în acțiunile ei diplomatice. A creat pentru oameni un cadru frumos. Ea a fost cea care a înființat o asociație pentru monumente de for public pentru soldații care au murit în primul război mondial. De asemenea, Palatul Mogoșoaie era unul dintre locurile preferate ale Reginei Maria. Aceasta se întâlnea aici cu buna ei prietenă Marta Bibescu, care a fost ultima proprietară a palatului. Prietenia dintre ele a început pe când Marta era o adolescentă și a continuat și după ce Marta Bibescu a devenit prințesă Bibescu. Întâlnirile aveau loc în reședința de la Cotroceni, reședința regală de la Cotroceni, dar și aici la Mogoșoaia. Maria a fost principesă de coroană și a doua regină a României, soția regelui Ferdinand I al României. Expoziția Inima Reginei s-a realizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov. Vulcanizările s-au umplut de mașini în aceste zile. Sunt mulți cei care vor să-și schimbe anvelopele de vară cu cele de iarnă. Cam care este perioada în care veniți cu mașina pentru acest schimb de iarnă? Octombrie. Început de noiembrie, de regulă. Ați așteptat mult până ați intrat cu mașina? Nu, de regulă facem cu rezervare și nu. Maxim 10 minute, peste ora programării. De 5 minute. Acum 2 zile m-am hotărât și am venit aici să le schimb. Chiar dacă este o perioadă aglomerată, angajații se mobilizează, astfel încât șoferii să nu aștepte mai mult de o jumătate de oră. Este foarte aglomerați, avem undeva la 15-20 de mașini în așteptare. Este foarte, băieții merg destul de repede, durează undeva la 45 jumătate de oră schimbul și încercăm să le facem pe toate. Ați făcut o socoteală cam câte mașini faceți pe zi în perioada aceasta? Media undeva la 130-140 de mașini pe zi. În perioada 15 octombrie, 15 decembrie. Până la 1 noiembrie să fie montate cele de iarnă. Mașinile trebuie să aibă anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Avem o aderență cât mai bună pe carosabil umed cu cele de iarnă, siguranța noastră, în al doilea rând legea, care ne obligă să avem anvelopele de iarnă și anvelopele de vară. Vara să avem aderență cât mai bună pe carosabil umed, iarna la fel, aderență bună pe zăpadă. Prețurile pentru un astfel de serviciu variază în funcție de diametru. De la 150 de lei schimbul de mașină la 300 de lei. Nu, au rămas aceleași prețuri, ca și am trecut. Nu s-au scumpit absolut deloc. Pentru a vă asigura că achiziționați anvelopele potrivite pentru sezonul rece, trebuie să fiți atenți la inscripția de pe ele, alcătuită din literele M și S. Litera M vine de la nămol, noroi, și litera S înseamnă snow, adică zăpadă. Mi-am dat seama în această dimineață că este 1 noiembrie și a început cumva numărătoarea inversă până la Revelion, până când vom trece noul an. Deci mai avem 2 luni la dispoziție să facem o schimbare sau să facem ca acest an 2021 să conteze pentru noi. Iar pentru mine reprezintă câteva alte ocazii de a începe diminețile alături de Ileana Voicu-Ghinea la rubrica Revista Presei, care începe chiar acum. Bună dimineața, Ileana! Bună dimineața, Georgia, ce faci? Bine, foarte, foarte bine. Mi-am dat seama așa că e 1 noiembrie și că ar trebui să începem luna așa, cu zâmbetul pe buze, cu energie frumoasă. Tu cum începi luna asta? Luna, săptămâna? Cu o durere de cap, dar e ok. Trecem peste. M-auzi bine? Te aud foarte, foarte bine, dar m-a cam deznădăjduit durerea ta de cap, așa, de la prima oră. De la... Nu, spune, mi-ai citit horoscopul, ce mi-a zis zodia azi? Doctorul îți recomandă să ai răbdare. Răbdare? Da, până îți trece durerea de cap. Bam! În fine, o vom vedea. Da, am început, e pe noiembrie, e pe... E un pic mai frig afară, se schimbă vremea. Da, și o să este ultima lună de zi. Toamnă și vin sărbătorile. Hai că o să fie bine. O să fie bine și am înțeles că există și planuri mărețe pentru următoarea perioadă din partea oficialilor. Ce ne povestești în dimineața asta?
Nu știu dacă există încă neapărat, dacă sunt ele foarte bine puse pe hârtie. Cred că mai degrabă au început să fie niște discuții. 9am.ro ne anunță că Alexandru Rafila ar avea în plan să ceară o carantină la nivel național timp de o lună. Profesorul declară că este intolerant să avem 500 de morți zilnic. E adevărat că cifrele astea care se tot nasc în jurul carcalacului au ajuns să fie astronomice. 500 de morți, 20.000 de infectați, adică lucrurile nu sunt deloc în continuare plăcute. Și specialistul nostru, Alexandru Rafila, consideră că ar fi singura soluție, o carantină la nivel național, sigur aplicată în funcție de niște cazuri particulare, nevoi particulare, dar dumnealui face apel la populație și spune că noi am, cu o foarte bună colaborare din partea noastră, am putea să trecem mai ușor peste perioada asta și să-l mai nimicim pe carcalac. Eu cred că în perioada sărbătorilor se va întâmpla, dacă se va aplica. Habar n-am, asta e fix o părere personală care a venit acum de niciunde. E posibil să ai dreptate în felul tău, dar nu știu dacă lumea va mai accepta cu atâta lejeritate o nouă perioadă de carantină, având în vedere următoarea știre pe care ai pregătit-o. Practic, cumva dispare unul dintre motive. Uite, domne, că suntem vaccinați. Uite, iar revenim la sucăleala aia de spuneam eu cu atunci când vine vorba de comunicare. Dacă noi am ști să comunicăm cum se cade toate situațiile astea, cu siguranță că românul ar percuta acum, nu toată lumea, dar suntem mulți între noi care, dacă înțelegem puțin datele problemei, ajungem la rezultatul corect. Gândul.ro ne anunță într-adevăr că România a depășit 7 milioane de persoane vaccinate anti-COVID cu cel puțin o doză. Platforma RoVaccinare a anunțat printr-un mesaj distribuit pe pagina de Facebook că România a depășit duminică pragul de 7 milioane de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu cel puțin o doză. Așa este, dar știm foarte clar că vaccinarea nu înseamnă eradicare. Vaccinarea înseamnă următoarele lucruri. Reducerea riscului de infectare, reducerea riscului de transmitere a virusului, reduce considerabil riscul de spitalizare și reduce considerabil riscul de deces. Dar asta nu înseamnă că am omorât carcalacul. Carcalacul se omoară printr-un cumul de factori și de condiții pe care noi trebuie să le îndeplinim, printre care era povestea aia cu distanțarea socială și cu hai să nu ne mai bulucim unii peste alții, cum s-a întâmplat una oară weekendul care tocmai a trecut, când niște petreceri de Halloween s-au desfășurat fără nicio poveste. În povestea de Halloween, nu fără nicio poveste, cu scop. În povestea de Halloween. Lasă, Ileana, că vine acum mare criză energetică și nu o să mai funcționeze nici metrou, gata, cu aglomerația și de acolo, o să mergem pe jos, ne distanțăm frumos și aia e. Băi, apropo, ce se zice pe la Austria, așa o fi? Nu știu, nici nu vreau să mă gândesc. Mama m-a sunat aseară și mi-a spus să ții conserve, să faci, să dregi, să lași cadă apă în cadă. Deci ceva, să te duci să ții bidoane de apă. Deja. Mă, că bunicii noștri trăiau 100 de ani fără de toate. Dai că n-o fi, vezi, mă? Nu fi, vezi, mă, când era vorba aia cu bunicii noștri s-au dus în război și au luptat pentru libertate și noi suntem invitați să stăm pe canapea liniștiți să ne luptăm cu carcalacul. A, mare dreptate aveau, în fine. În același context continuăm povestea și nu vin deloc cu o veste bună, dar, mă rog, cu o situație bună, dar vin cu o veste bună, ca să zic așa. Wallstreet.ro ne anunță că peste 100 de concentratoare și 3.000 de măști de oxigen au ajuns la pacienții cu diagnosticați cu noul coronavirus. Știm foarte clar că există o criză din asta de oxigen și măști și din astea de care se folosesc în terapie intensivă în România. Chiar ieri vedeam un titlu, o burtieră la TV, la un moment dat, că un reprezentant unui spital din România, cred că Iași, anunța că mai are oxigen pentru 4 ore. Deci wow. E groasă treaba și cum alege, adică cum faci? Practic s-a terminat oxigenul și ce am făcut? Gata? S-a terminat? Da. E nasol că până acum muream că nu avem tratament, că nu aveam, acum nu mai avem aer, la propriu. Însă Europa, țările europene care au trecut peste nebunia asta seară în ajutor, așa cum și noi să ne amintim, săream anul trecut cu ce aveam,
și ne anunță că aceste 10 concentratoare, că din aceste 110 concentratoare au fost trimise pe 29 octombrie către spitale din Pitești, Craiova, Călăraș, Brăila, Timișoara, Galați și Turnu Măgurele, acolo unde era nevoie acută de astfel de echipamente, informează Departamentul pentru Situații de Urgență și, și Direcțiile de Sănătate Publice din țară. Practic câte un concentrator per oraș și mai rămân 3 către... Și aici e greu să alegi, Ileana. Da, este... E o situație pe care noi doar o citim. Cred că nu e simplu să fim pielea specialiștilor care... Poate că e prea mult spus, dar au ajuns în situația de a lua decizii ca Doamne, Doamne, știi? Dacă ar fi să credem legendele religioase. Legat de legende, o să te întreb și eu așa, nu dacă tu crezi în Moș Crăciun, ci dacă tu crezi în Black Friday. Crezi în Black Friday? Întrebare întrebătoare. Dacă e de bine, cred. Mă uit la tine, mă uit la tine și văd că ai alte căști. Aveai niște căști galbene. Acum ai niște căști albe. Nu știu ce am făcut cu ele și mi-am cumpărat altele. Nu le-am cumpărat la Black Friday. Băi, eu niciodată n-am funcționat de Black Friday-ul ăsta, pentru că mie mi se par niște sucăleli din astea inventate. Pe mine cu marketingul mă pierzi. Deci dacă mă apuci, te apuci de mine și încerci să-mi vinzi ceva pe marketing și îl simt că nu sunt atât de deșteaptă. Depinde cât e de bine făcută campania. Altfel aș putea. Uite, de exemplu, genul ăsta de căști mi-au fost implantate ca și model tot de marketing. Știi, nu le-am luat pe alea cele mai scumpili. Am luat astea mai așa de tot omul. Dar mie Black Friday-ul ăsta mi se pare o campanie de marketing nesimțită, aplicată aici, și nu am funcționat niciodată pe ea. Eu să stau la 12 noaptea să mă apuc să dau pe niște internet, că să fac acum, să iau, nu, fetiță. Plus că eu nu am niciodată bani pe card și știu că se plătește de asta, să face transfer. E o complicație, am 100 de ani, nu mai am 15 să mă... cumpăr la Black Friday, dar te simt că vrei, da, să zici, te rog, abia aștept să-mi povestești cum e cu vacanțele. Uite că ai ocazia acum și să mă duci în vacanță la prețuri bune, pentru că wallstreet.ro anunță că putem să ne bucurăm de reduceri de până la 50% la rezervare pentru ceva sejururi în România de Black Friday. În încercarea de a-și proteja sănătatea cât mai bine, turiștii caută acum unități de cazare pe care să le închirieze integral, în special apartamente, pensiuni și case de vacanță, care pot găzdui grupuri mici și medii, astfel încât să-și petreacă vacanța doar în compania celor apropiați. În contextul ăsta, dezvoltatorii, afaceriștii, antreprenorii din zona asta de travel, turism, așa, România, au sucălit tot felul de oferte pe care le vând la prețuri avantajoase în această perioadă de Black Friday. Acum e și SEO, știi? Unde vrei să mergem în vacanță, ca să știu și eu? Să mă pregătesc. Păi, știi ce n-am văzut? Știi? Uite, chiar în weekendul ăsta vorbeam. N-am fost niciodată la vulcanii noroioși. E foarte aproape, te duc eu, excursie de o zi. Nici nu trebuie să ne abonăm la niciun Black Friday. Te-am luat, te-am dus, te-am arătat, ne-am și întors. Deci nu o să simți ca vântul și ca gândul. Știi cum ai făcut înainte când mi-ai pus întrebarea și unde vrei să te duc? Mă gândeam când eu am zis vulcanilor roșii, e aproape, două zi mergem, hai. Mă crezi că mă gândeam la Timișoara, Oradea, ceva îndepărtat. Am zis, ia să vezi cât conduc eu acum. Nu, fetița, ciulea la o aruncătură de salcie. Pe la Buzău, pe treabă. E simplu cu mine, deși pare complicat. E foarte simplu. E foarte, foarte simplu, dar viața nu e chiar atât de simplă și are multe aspecte pe care ar trebui să le luăm în calcul. Despre aspecte despre care vorbești tu mai departe cu următoarea știre, care este relevantă pentru vremurile pe care le trăim. O vacanță te-ar putea ajuta să treci mai ușor prin acest proces, dar totuși procesul există. Libertatea.ro face vorbire despre o situație cu care sunt convinsă că ne confruntăm cu toți într-o măsură mai mică sau mai mare. Românii cu depresia apelează târziu la un specialist. Oamenii spun, eu nu sunt nebun să mă duc la psiholog sau psihiatru. Specialiștii spun că mai ales în perioada asta, cazurile de depresie s-au înmulțit considerabil. Că vorbim de depresie, când vorbim de anxietate, cumva merg până la aceeași. Da, sunt cumva în același registru al tulburărilor
psihologice și, într-adevăr, este foarte bine să discutăm despre această știre, pentru că e important ca cei de acasă să știe că există specialiști, că nu mai avem atât de multe scuze ca înainte, nu mai putem să confundăm psihologul cu psihiatrul și ar trebui să ne adresăm unui specialist din timp. Da, știm foarte clar, psihologul e specialistul la care te duci și îți expui problema și încearcă el prin tehnicile lui pe care le-a învățat la niște școli să te pună pe linia de plutire sau nu, și dacă nu, capeți recomandare să mergi mai departe către psihiatru. Am impresia că ăsta e lanțul trofic. Asta sigur, așa la rece vorbind. Pe de altă parte, dacă simți că nu ești ok, că nu trăiești bine cu tine, du-te tată și te caută. Poți să o încep cu medicul de familie, că știi că eu tot timpul zic chestia asta, că de-aia avem această categorie de specialiști în viața noastră. Nu sunt numai ca să ne facă concedii medicale pe nașpa și să ne facă trimiteri la alte specializări. Medicul de familie chiar e medic. De foarte multe ori sunt medici foarte buni, cum e cazul meu. Și el poate să te scoată la lumină fără doar și poate. Eu cred că am acoperit așa ce era de zis astăzi și te aștept și mâine dimineață, să știi. Vin și tot cu căștile astea. Acum nu știu dacă s-o fi întrerupt, nu s-o fi întrerupt. Am pisat că s-a foarte bine s-a auzit. Nu, foarte bine s-a auzit, este perfect, nu-ți face griji. Bis de vară. Ne treacă ăștia în școlile de televiziune, în cărțile de televiziune, dacă să fii relaxată și mâine dimineață, te așteptăm cu drag și îți doresc săptămână frumoasă și rodnică să ai. Mulțumesc, vă pup și voi la fel, să fiți bine. Mulțumim tare, tare mult. O să fim foarte bine, pentru că mai departe urmează o scurtă pauză de publicitate și vă invit să rămâneți alături de noi. În vreo 5 minuțele ne întoarcem. În perioada adolescenței pot să apară probleme de adaptare care nu trebuie ignorate. În sprijinul copiilor și părinților vine imediat cu sfaturi Daniela Mâniosu, terapeut ocupațional.